Comitetul județean pentru situații de urgență a decis că începând cu data de 4 martie toate unitățile de învățământ din Municipiul Călăraș să intre în scenariul 2. Acest lucru presupune prezența fizică pentru elevii din ciclul primar, clasa 12 și clasa 8, și trecerea în online a celorlalți elevi. Această decizie a fost luată ca urmare a creșterii ratei de incidență a cazurilor confirmate COVID-19 la 1000 de locuitori în Municipiul Reședință de Județ.